Peste 1000 de tone de deșeuri au fost întoarse în Bulgaria de inspectorii gărzii de coastă și gărzii de mediu din Constanța. Aceștia au interzis tranzitul pe teritoriul României a două barje care transportau cantitatea de peste 1000 de tone de deșeuri declarate ca fiind metale feroase provenite din tratarea mecanică a deșeurilor. La controlul fizic s-a constatat că barjele erau de fapt încărcate cu un amestec de deșeuri feroase cu deșeuri provenite din dezmembrări auto și plastic. Resturile erau expediate din Bulgaria cu destinația Turcia, cu tranzit pe teritoriul României.